După ce acum 2 săptămâni un grup de părinți au protestat în fața primăriei Chișinău, cerând autorităților municipale să găsească bani pentru procurarea hârtiei igienice în școlile și grădinițele din capitală, astăzi această problemă a fost soluționată. În urma rectificărilor la bugetul municipal pentru anul 2017, au fost alocate suplimentare în acest scop peste 2 milioane de lei. Noi propunem de a completa cu majorarea alocațiilor pentru instituțiile de învățământ în scopul asigurării cu produse de igiene până la finele anului 2017 în sumă totală de 2 milioane 50 mii lei cu distribuire pe fiecare direcție educație din sector. Potrivit lui Văzdăuțan, mai există probleme la salarizarea angajaților instituțiilor de învățământ cu număr mic de elevi. Aceasta susține că pentru leafa profesorilor pe luna octombrie există un deficit în valoare de peste 7 milioane de lei. Ieri noi am examinat executarea veniturilor pe 10 luni în baza datelor operative și am găsit sursa venituri de la proprietate. De cealaltă parte, socialiștii se laudă cu majorările salariilor făcute anterior. Noi am majorat împreună aici, în această sală, sau am dat acest adaos de 50% pentru lucrătorii din grădiniță, atât de necesar, după părerea noastră, și ați văzut că chiar a fost foarte așteptat, este vorba despre bugătari de daci și mulți alții. În replică, președintele fracțiunii PL a spus că pentru munca pe care o prestează angajații grădinițelor, salariile trebuie să fie majorate cu 100%. La fel cum am optat și dățile trecute, când socialiștii s-au lăudat cu tot felul de demersuri pentru majorări de contribuții, vreau să vă spunem că doamna Văzdăuțan, Direcția Finanțe, vă rog frumos să căutați nu 50% majorare, pentru că oamenii respectivi au un salariu foarte și foarte mic. Cel puțin 100% ar fi mai palpabil. Și vă amintiți că noi și dățile trecute despre asta am discutat. Amintim că un grup de părinți a manifestat pe data de 23 octombrie la Chișinău, cerând condiții igienice decente pentru copii în grădinițe și școli. Potrivit Asociației Părinți Solidari, grădinițele din Chișinău nu sunt asigurate cu săpun lichid și nici cu hârtie igienică.